preot, a băritului Ionuț, vărul nostru de la Tetoiul, copilul părintelui Ștefan și al doamnei protese, doamna doctor, care ne tratează pe toți. Astăzi, în duminica 21-a după Rusalia, Pogorii Sfântului Duh, a rânduit Bunul Dumnezeu ca să îl avem la Sfânta Evanghelie pe Sfântul Evanghelist Luca, medicul. Și aici ni se istorisește o Sfântă Evanghelie și o pildă frumoasă, de altfel, care se citește mai multe ori în timpul anului bisericesc, dar mai ales, am putea spune acum, toamna, când fiecare dintre gospodari, mai mult sau mai puțin, își pregătește ogorul. Își pregătește datorită faptului că a început un nou an bisericesc, dar și un nou an agrar. Și atunci, ne gândim la faptul că Mântuitorul Iisus Hristos, vorbind tuturor oamenilor, căuta să le vorbească pe înțeles fiecăruia, mai ales după preocuparea pe care o are. În așa fel încât, iată, de data aceasta vorbește, spunem noi, agricultorilor. Așa cum suntem și noi aici, la țară. Pildele Mântuitorului Iisus Hristos sunt mai ușor de înțeles de cei care practică această meserie, de cei care se îndelnicesc cu aratul, cu semănatul, cu munca câmpului. De aceea, pilda de astăzi, care se numește Asemănătorului, este pilda în care Mântuitorul Iisus Hristos, prin Sfântul Evanghelist Luca, de două ori spune: cel ce are urechi de auzit, să audă. Și de aceea, și noi, facem acest apel ca cel ce are urechi de auzit să audă, pentru că a ieșit semănătorul să semene sămânța ta, sat. Și aruncând sămânța, una a căzut pe cale, alta a căzut pe piatră, alta a căzut între spini, și numai una singură a căzut pe pământul cel bun și rodos. Cea care a căzut pe cale, au călcat-o oamenii și păsările cerului au mâncat. Cea care a căzut pe piatră a răsărit, dar neavând apă, aceea s-a uscat. Iar cea care a căzut între spini, chiar de a da rod, a fost înăbușită, pentru că spinii au cuprins-o pe ea. Decât cea care a căzut în pământul cel bun, aceea a dat rod înzecit, însuțit, în mii. Și atunci se pune întrebarea, și apostolii au pus-o, ce înseamnă pilda aceasta? Semănătorul este Dumnezeu. Sămânța sa este cuvântul pe care Dumnezeu l-a trimis în lume pentru fiecare dintre noi. Noi și sufletele noastre fiind ogoarele care primim cuvântul lui Dumnezeu. Și iată că asemenea seminței care pică în drum și este călcată de oameni și păsări de cerul o mănâncă, este cuvântul lui Dumnezeu care se ia de la cei care nu sunt pregătiți să-L primească sau nu vor să-L primească. Sămânța care pică pe piatră și răsare, dar datorită lipsei de apă se usucă, sunt toți aceia care se emoționează auzind cuvântul lui Dumnezeu, care l-au din când în când, dar care nu au chemare decât pentru momentul respectiv, fie că sunt la un eveniment sau altul, și ieșind pe ușa bisericii sau mergând în lume, cuvântul acesta pierde de la ei. Cei care sunt între spini, este cuvântul lui Dumnezeu care ajunge la oamenii ce sunt luați cu grijile lumii și care, chiar dacă înfloresc, chiar dacă încearcă în viața lor să facă și lucrurile pe care Sfânta Evanghelie și Mântuitorul Iisus Hristos ne îndeamnă, fiind luați cu toate aceste ispite ale lumii, se pierd. Și atunci rodul nu este dus până la cap. Iar pământul care este muncit și care dă rod, este acela care
îi prezintă pe oamenii, pe credincioșii, care prin fapte, prin rugăciune, prin îndelungă răbdare, aduc rod. Și de aceea Sfinții Evanghelici spun că înzecit, însutit, mii, adică fiecare după osârdia lui. În așa fel încât noi să înțelegem din această Sfântă Evanghelie rostul Cuvântului Dumnezeu în viața noastră și faptul că suntem chemați să avem rol. Pentru că dacă nu, se pierde acest Cuvânt al lui Dumnezeu și atunci nu mai suntem oamenii credinței, nu mai suntem oamenii Sfintei Biserici, nu mai suntem noi. Această Sfântă Evanghelie, fraților, se citește și la începutul anului școlar. Odată cu rugăciunea de binecuvântare a copiilor, a elevilor, a profesorilor și a părinților la început de an școlar și se face această chemare ca să ne deschidem urechile, urechile inimii și ale minții, ca să înțelegem, să avem tăria și puterea de a cuprinde și de a face Cuvântul lui Dumnezeu. Astăzi, suntem în Sfânta Biserică adunați datorită unui mare eveniment ce se desfășoară în localitatea noastră. Un eveniment pe care unii îl cunosc, unii îl cunosc mai puțin, dar prin care, aș putea spune, se aduce înaintea noastră a tuturor numele unui mare om al localității, Mircea Buciu, cel care a reușit, iată, prin viața sa aleasă, prin cunoștința de carte, prin voință, să fie profesor al conservatorului și să fie cântăreț pentru dumneavoastră, cei care sunteți de la țară, pentru că așa se numește cel care cântă, dar interpret desăvârșit al operei, lăsând în urmă atât pe copiii dumnealui, cât și alte generații până azi și de aici încolo, cred, prin opera sa, prin interpretările sale, prin tot ceea ce a creat. Și zic eu, ne-a lăsat ca moștenire. De aceea s-a luat hotărârea și împreună cu mai multe instituții, începând cu primăria comunei noastre și cu domnul primar Voicescu, care va fi cu noi la dezvelirea plăcii comemorative de la Căminul Cultural, care va purta de astăzi numele marelui Mircea Buciu, maestru, îl putem numi pentru că este, și oamenii care au binevoit să vină astăzi, începând cu Înalt Preasfințit Părinte Varsalufi, Arhiepiscop al Râmnicului, care a rânduit și Sfânta Liturghie aici, în biserica noastră, în biserica unde se presupune că a venit la Stănculești și la Dozești Mircea Buciu când era copil, în așa fel încât a reușit să urmeze cursurile seminarului teologic de la Vâlcea și să meargă mai departe la conservator. Prin urmare, ziua aceasta este unică, am spus, și irepetabilă, datorită acestor momente pe care le trăim, datorită faptului că, iată, un om care a plecat dintre noi în 1970, ne-a adus la oaltă să ne și rugăm și să ne aducem aminte că suntem români, că suntem creștini, că ne putem ruga împreună și că la oaltă nu facem altceva decât să primim de la Dumnezeu binecuvântarea sa. Eu vă mulțumesc tuturor pentru participare. Dumnezeu să vă binecuvinteze, sănătate să vă dăruiască, iar cuvântul Sfintei Evanghelii să rodească în fiecare dintre sufletele dumneavoastră. Dumnezeu e
Sfintele, preacuratele, nemuritoare, cerești și de viață, făcătoare.